Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Cum a apărut ideea Art Safari? Când a avut loc prima dată și cine a avut ideea aceasta? Și de ce? De unde? Cum s-a născut? Suntem deja la ediția cu numărul 8. nu vine să cred că Art Safari a crescut odată cu publicul lui. A străbătut nenumărate clădiri, toate abandonate, și a fost și în două construcții muzeale temporare, importate, pentru că operele de artă au nevoie de uh, condiții speciale. În 2014, cei care treceau pe Calea Victoriei prin fața Muzeului Național de Artă al României, cu siguranță că au observat cum creștea din parcarea uh, pieței George Enescu, o construcție foarte bizară și când zic bizară mă refer că ea urma să găzduiască nu un târg de nunți și nici un târg de Crăciun, ci un muzeu de artă. În 2014 a poposit în piața George Enescu și a fost o surpriză pentru toată lumea, mai ales pentru organizatori, pentru că s-au format cozi, iar oamenii au fost plăcut surprinși că în acel muzeu temporar pot să vadă opere aduse de la marile muzee ale României. Așa că prima ediție din 2014 a avut deja 15.000 de vizitatori. În 2015. Dar cine, când am... cine a avut ideea acestei expoziții maraton până la urmă? În 2015, când am preluat Art Safari, am dorit foarte mult împreună cu echipa să uh, îl realizăm în clădiri abandonate din București, pe care să le redăm circuitului public. Așa că Safari a avut loc în uh, garajul Ciclop. A fost o decizie foarte surprinzătoare, mai ales pentru primăria capitalei, care avea parte din garajul Ciclop, uh, uh, care a fost extrem de greu să-și închipuie că într-un garaj poate să existe o expoziție de artă. Așa că prima dată a trebuit să golim garajul de mașini, să le cerem cu lacrimi în ochi celor care aveau abonamente acolo să scoată mașinile, ca noi să tragem o spălare industrială, o desinfectare totală ca să putem să aducem opere de artă. Dispunerea operelor a fost cronologică, în ciclop am pornit de la lucrări de Corneliu Baba de la primul nivel până când am ajuns la etajul 4 al ciclopului, unde se găseau lucrări realizate în anul respectiv în 2015. Excursia a continuat chiar aici în palatul Dacia România de pe Lipscani. Palatul de unde vorbesc cu voi acum, viitorul sediu al Pinacotecii. Acest palat, construit în 1832, a fost cumpărat de primărie cu o destinație foarte precisă, respectiv Pinacoteca Municipului București, întrucât București nu are o Pinacotecă, dar din 2015 până acum, ce știm sigur că s-a întâmplat aici, a fost Arsafari în 2016 și Arsafari în 2020. În momentul în care am reușit prin amabilitatea primăriei să organizăm Marsafari aici, în Palatul Dacia România de pe în 2016, am sărbătorit centenarul Dada, alături de curatorul invitat Raia Zomărtal, directoarea muzeului Einfod, dedicat lui Marcel Iancu. Să știți că nu am rămas aici în 2016, am plecat în 2017 și am cucerit o altă clădire abandonată, respectiv Galeriile Crețulescu de pe calea Victoriei. O clădire absolut impresionantă, pe care noi am putut să o vedem, noi bucureștenii, românii, doar cu ocazia safariului, pentru că și ea se alătură tuturor celorlalte clădiri din București care sunt abandonate. Atunci gazda noastră nu a fost primăria capitalei, ci Biserica Ortodoxă Română, pentru că galeriile Crețulescu aparțin de Biserica Ortodoxă Română. În 2018 ne am mutat iară în Palatul Oscar Mauș, din piața Universității, chiar de lângă statuia lui Mihai Viteazul, o clădire pe care noi am prins-o în tranziție, schimba doi proprietari, destinația finală fiind hotel. Acest lucru nu s-a întâmplat din cauza pandemiei, dar cu siguranță când toate lucrurile se vor liniști, probabil că acolo va fi un hotel. 2019 ne mută câteva numere mai încolo și ajungem în Victoria Tower, prima clădire post-decembristă pe care am folosit-o. Toate clădirile noastre au fost clădiri foarte vechi, clădiri cu foarte mari probleme pe care noi le-am reparat și salvat parțial. Victoria Tower a fost un spațiu foarte surprinzător pentru noi și recunosc că ne-am acomodat foarte repede cu uși care se închid electronic cu sisteme de supraveghere de ultimă generație, dar în momentul în care am primit propunerea din partea Primăriei Capitalei, respectiv a Muzeului Municipului București, de a folosi Palatul Dacia România, acesta în care ne aflăm acum, pentru Art Safari, am acceptat cu bucurie încă o provocare. Și când zic provocare, nu mă refer la ediția cu numărul 8, Ar Safari, ci mă refer la faptul că Ar Safari va poposi în această clădire uh, pentru minim 2 ani. Noi sperăm ca această clădire să intre în renovare și să devină ceea ce trebuie să devină, respectiv Pinacoteca orașului București. Spuneți-ne cât este de greu să realizezi o astfel de expoziție, de la alegerea temei, la aducerea tablourilor, la asigurarea lor, transportul lor până la urmă și, într-un final, așezarea lor pe pereți a fost greu, pot să zic că devine din ce în ce mai ușor, pentru că, de fapt, arsafari este o mare expoziție anuală, care e expoziția muzeelor naționale sau muzeelor județene, dar și expoziția colecționarilor care colecționează artă românească. Așadar, împreună cu partenerii noștri, încercăm să aducem publicului de fiecare dată, niște teme foarte specifice și am să le enumăr. Recuperarea unui mare artist român, uh, Lucian Tonița sau uh, cum puteți vedea în spatele meu Samuel Miltzner sau anul trecut uh, Petrașcu. Alături de acest mare maestru este întotdeauna un artist uh, contemporan, anul trecut uh, l-am avut pe Sabin Bălașa, anul acesta îl avem pe uh, Constantin Piliuță și bineînțeles uh, lucrări uh, de artă contemporane care sunt curatoriate într-o expoziție tematică. Anul trecut am avut și de la București, curatoriată de Antigona Silvia Rogoza, iar anul acesta curatoarea Raluca Elaria Demetrescu dedică expoziția de artă contemporană eroilor, dar și anti-eroilor. Și când zic asta, să știți că mă gândesc în mod specific odată la Joe Biden și odată la Donald Trump, care amândoi apar în aceeași lucrare. Dar uh, haideți să luăm totuși uh, anul acesta 800 de lucrări. Uh, cât e de greu să le găsești, să le transporti, să le asiguri? Asta era, de fapt, întrebarea. Uh, noi pornim de la o temă, cum a fost în cazul acesta eroi și antieroi. Pe urmă, asta numește curatorul, iar curatorul își alege lucrările. Noi l-am propus pe Samuel Mutzner pentru că Samuel Mutzner a călătorit în toată lumea și ni s-a părut important ca cei care nu pot să călătorească acum să călătorească prin lucrările lui Samuel Miltner. după care numim curatorul. Curatorul duce o muncă de cercetare care poate să dureze de la un an la doi, la trei ani. În această muncă de cercetare caută cu atenție lucrări ale artistului respectiv în colecțiile naționale, deci în colecțiile statului, în colecțiile noastre, dar și în colecții private. Acestei cercetări se adaugă nenumăratele cereri de împrumut și demersurile legale pentru a putea muta bunuri de uh, patrimoniu, tezaur sau fond, bunurile țării dintr-o parte în alta, uh, ele nu pot călători fără un fel de certificat care este liberat de Ministerul Culturii. Uh, toate aceste acte, ca să puteți să vă imaginați, înseamnă că am vreo două camioane. Deci avem două camioane de hârtii și hârtiuțe, dosare cu șină semnate și parafate, care însoțesc operele. După ce aceste cereri sunt aprobate de comisia care aprobă de la Ministerul Culturii, specialiștii în transport de artă se deplasează la colecționar sau la muzee, împachetează cu grijă operele, predau proprietarilor actele cu pricina însoțite de certificatele de asigurare, iar operele însoțite de jandarmerie sau nu călătoresc din punctul respectiv până la noi. Ceea ce am decis noi să facem la Art Safari a fost, în loc să ne plângem că este foarte complicat, pur și simplu să rezolvăm toate problemele care ne sunt aduse de acest proiect pentru că scopul nostru principal este să realizăm expoziții frumoase pentru publicul nostru. Așa că dacă legea spune că trebuie dosar cu șină, cumpărăm dosare cu șină și acum dacă ne cauți în geantă, toți avem câte un dosar cu șină la noi și o ștampiluță. Este simplu? Nu este simplu, dar nu avem ce să facem decât să urmăm toți pașii aceștia imposibili și de fiecare dată destul de exasperanți, cu zâmbetul pe buze, în speranța că, într-un final, vom reuși să obținem și mai multe împrumuturi. Și când zic și mai multe, vreau să menționez că de fiecare dată. Muzei, numărul muzeelor participante la Ars Safari se mărește. Am pornit de la două muzee, am ajuns la trei. Anul acesta avem 30 de muzee alături de noi și în premieră pentru ediția cu numărul 8 a Ars Safari avem alături de noi pe Muzeul Național de Artă al României, care ne-a împrumutat 11 lucrări de Samuel Mutner. și Muzeul Brucantal care tot așa în premieră participă anul acesta pentru prima dată la Ars Safari. Așa că fiecare ediție este o victorie. Vorbeam de, de 800 de, de opere care sunt asigurate la o sumă destul de importantă, cât este. 9 milioane de euro. Anul acesta este valoarea totală a lucrărilor asigurate de către Arsa Safari. Care este cea mai valoroasă lucrare din acest an? Cea mai valoroasă este Purtezanele din Shimabara, o lucrare semnată de Samuel Miuțnăr, realizată de artist în Japonia. Și să știți că este absolut fenomenal că această lucrare se află în arsafari. Safari pentru că ea a fost mult timp declarată pierdută. Există reproducere ale ei în albume, dar și în ziarele epocii, pentru că ea a fost prezentă la o mare expoziție pe care Samuel n a avut-o la New York în 1916, dar pe urmă a fost pierdută. Nu am știut exact, specialiștii nu au știut exact în ce colecție europeană a ajuns. Absolut întâmplător, a fost descoperită în Italia și repatriată. Așadar, se află astăzi în proprietate privată, colecționarul este român și a avut marea generozitate să ne dea 10 zile spre expunere aici la Ars Safari, în Palatul Dacia România de pe Lipscani. E foarte greu să aveți grijă de aceste opere de artă care vă sunt împrumutate? S-a întâmplat un incident vreodată? Nu s-a întâmplat niciun incident. Noi funcționăm după legea muzeelor, care este foarte specifică și lucrările trebuie să protejate prin sisteme de antifurt, sisteme camere de luat vederi, pază umană armată. Așa că este o mică industrie a protecției aici și, bineînțeles, să știți că toată echipa safari are toate camerele din safari pe telefoane, așa că știm la în orice moment care este starea lucrărilor respective și, așa cum puteți să vedeți în spatele meu, ele sunt foarte, foarte fericite. De unde vin banii pentru asigurări și pentru toate lucrările care sunt necesare? O parte de la guvern, o parte de la primăria capitalei? Nu, noi avem, facem fundraising extensiv împreună cu echipa Arsafari, cu colegii și avem un buget care anul acesta este suportat 99,9% de către privați. Cea mai frumoasă amintire legată de Arsafari, care este a dumneavoastră? Întâlnirea cu un autor, întâlnirea cu un anumit membru al. Publicului. Eu care fac tot timpul lucruri foarte tehnice, să știți că nu m-a întrebat nimeni asta în 8 ani de cum fac ar safari. Cred că de fiecare dată când intru într-o clădire, după ce clădirea respectivă este semnată și îmi dau seama că apa care curge pe pereți, toaletele care nu funcționează, lipsa de cabluri electrice porumbei morți care sunt peste tot și când mă gândesc că de fapt toate lucrurile astea vor fi transformate de către ar safari și frumosul va năpădi, atunci de fapt cred că ăla este cel mai important moment. Iar cel mai trist este momentul în care părăsim clădirile respective și nimic nu se întâmplă în urma noastră. Cine este echipa cu care lucrați? Câți oameni lucrează la o asemenea expoziție de o asemenea amploare? Full time în Safari sunt eu împreună cu colega mea Alexandra, care s-a alăturat echipei mele acum trei ani de zile, iar de aproximativ trei săptămâni avem o colegă nouă full time pe care o cheamă Andreea și acestora li se adaugă o armată de voluntari, aproape 100 de voluntari de la liceele bucureștene, Uh, niște copii absolut minunați uh, care s-au unit în pandemie și au format această armată safariană și care uh, au revenit în anul 2 în echipă completă, uh, din nou, pentru a fi voluntari la arsafari. Safari. Uh, bineînțeles că nu pot să nu-l menționez pe colegul nostru Vlad Babenco, cel care este capitanul voluntarilor și al... Uh, Uh, și cel care organizează toate tururile noastre și când zic tururi mă refer la tururile de noapte care sunt de miercuri până duminică, de la ora 10 la ora 1 tururile private pentru cei care doresc o vizită privată în Arsafari uh, tururile pentru corporații, tururile pentru copii tururile pentru școlile private sau tururile pe care noi le facem pro bono pentru diverse organizații de caritate ca de exemplu Salvați Copiii România sau Satele Copiilor Așa că ajungem în Ars Safari undeva la șapte jumate dimineața și plecăm undeva la unu și jumătate noaptea și toată lumea să știți că e veselă și entuziastă pentru că simțim într-adevăr că aducem o contribuție și schimbăm vieți și destine. Sute de mii de oameni au fost la Ars în ultimii opt ani. Uh, e, bănuiesc că e o bucurie foarte mare să vezi că de la an la an numărul vizitatorilor crește și nu numai numeric, ci și calitativ, probabil. Oh, cine da, sunt în primul rând este o foarte mare responsabilitate, pentru că ei ne cer de fiecare dată să facem expoziții din ce în ce mai bune. Ridică și, tacheta. și uh, Exact. Și, de exemplu, anul acesta am pus foarte mult accent, cel puțin expoziția lui Samuel Mutzner, pe uh, descoperirea schițelor artistului uh, și avem reproducerea ale schițelor și mai ales pe contextualizarea fiecarei perioade pe care Samuel Mutzner a străbătut-o în cariera sa. Uh, deci este, uh, cred că prima și cea mai serios documentată expoziție pe care a avut-o până acum Ar Safari. Uh, dar anul acesta aceasta a fost ținta numărul 1. Uh, texte explicative, contextualizare realizarea artiștilor, te fotografii de epocă, ca să înțelegem și cine era omul Samuel să nu neapărat ce picturi realiza. Încă o, o singură întrebare. Sunteți ceea ce se cheamă operatori culturali. Este o industrie despre care se vorbește mai puțin, nu? Se poate spune că e o industrie, arta până la urmă? Suntem operatori culturali și creativi, așa cum ne definește Uniunea Europeană. Este o industrie pentru că, al, alături de, de principalul personaj, care este artistul, alături de el sunt nenumărate meserii conexe: cei care realizează ramele, cei care împachetează lucrările, cei care fac lumina expozițională, cei care realizează pereții, arhitecții, comunicarea, designul, pentru că toți aceștia, de fapt, trebuie să graviteze în jurul creatorului, în cazul acesta artistul. Știți pe acum ceva despre Art Safari 2022? Da, bineînțeles. Începem deja pregătirile... Din ziua în care ar Safari se termină, vrem să realizăm două expoziții mari la an, fiecare să dureze trei luni, respectiv mai, iunie, iulie, în august pauză și să reluăm activitatea în septembrie, octombrie, noiembrie cu ediția numărul 10, ediția aniversară. Și vom începe cât mai probabil cu o expoziție dedicată lui Dărăscu. Un pictor care va apropia oamenii de vară. Mulțumesc mult de tot! Europa, avem pe aceeași frecvență cu tine!